Gloria Mofnița Nouă este câștigătoarea Cupei României la fotbal, faza județeană. Surprinzător, echipa comunei de lângă Timișoara a învins-o cu scorul de 2-1 pe CSM Lugoj, care a pornit ca favorită. În ciuda faptului că în campionat a pierdut atât în tur cât și în retur în fața formației din al doilea municipiu din județul Timiș, Mofnița Nouă a punctat când a trebuit și a demonstrat că la fotbal orice este posibil. Am dorit această cupă, poate noi am fost singurii care am crezut în ea până la final și datorită caracterului frumos pe care îl avem, am reușit să obținem victoria și trofeul. Care a fost secretul astăzi? A fost golul numai de la distanță? De la distanță? Ne linte știm bine că mai încearcă execuție de asta, nu este la primul gol. Mi se pare că este al treilea în campionat, am dat două, deci nu e întâmplător.